Momente emoționante pe scena de la festivalul Mamaia. Loredana Groza, una dintre cântărețele care au interpretat pentru public, a izbucnit în lacrimi. Cine a acceptat invitația specială și a acompaniat-o? Este un guru al muzicii, s-a exprimat frumoasa blondină. Festivalul Mamaia a venit la pachet cu multe surprize pentru publicul român. Loredana, una dintre cântărețele care au interpretat pe scenă, a pregătit un moment cu totul deosebit pentru fanii săi. S-a lăsat cu lacrimi, toată lumea a fost vizibil mișcată de episodul artistic. Aceasta a anunțat că urmează să interpreteze împreună cu pianistul Horia Moculescu. Artista a avut foarte mari emoții, iar la finalul momentului a început să plângă. Ulterior a îngenunchiat în fața cântărețului, plină de recunoștință, după care l-a îmbrățișat. Loredana a mărturisit că a așteptat momentul cu pricina de foarte mulți ani. Când îți dorești ceva cu adevărat, chiar se întâmplă, a spus cântăreața. La festivalul Mamaia, visul ei s-a împlinit. Blondina a mulțumit muzicii și universului pentru ocazia de a cânta alături de marele Horia Moculescu. Îți mulțumesc, Horia! Horia este un guru al muzicii, mulțumim, a spus Loredana Groza la finalul momentului artistic, îngenunchind și îmbrățișându-l pe artist.